c'è da vedere. Andiamo a aprire la cassa. Lassa. Mai facem un test și apoi trecem la cealaltă? Hai să facem un test. Din primul, știți, din primul capitol care am făcut noi teoria. Așa, așa, așa. Se consideră hexagon regulat A, B, C, D, F de centru O. A, B, C, din ipoteză, A, B, C, D, E, F, hexagon. Calculați D, vectorul DE minus CD plus 3AO. Deci, atâta, nu? În ipoteză, da. În concluzie. Calculați vectorul. Calculați vectorul DE minus CD plus DE minus 3AO. D minus 3AO. Plus 3AO, egal cu? Egal cu. O exprimați vectorul AD în funcție de vectorii AB și AF. Asta a fost prima picioare mic, de mic, nu? Da. Exprimați? Vectorul AD în funcție de vectorii AB și AF. Exprimați AD în funcție, în paranteză, AD. În funcție de vectorii AB și AF. AD și AF. AB, câte trebuie? 3 puncte? 4. Arătați AB plus CD plus EF egal cu 0. AB plus CD plus EF egal cu 0. Și ultima, demonstrați că 2 pe lângă BD plus BF egal cu 3BM. BD plus... BD plus BF egal cu 3BM. Egal cu 3, B, E. Așa. Poate și un hexagon, nu? Da. De centru O. Am închis. Nu vă obișnuiți, iar dăm până la dată. Deci aici... Vedeți imediat ce v-a spus. Jurnalul ăsta. Și dați aici și dați pe la aia. Asta e mai fain ca celălalt. Asta e J3. Normal că e mai fain. Ați închis? Sau vă închis? Închid, l-am închis eu să mă suniți. Dar era un număr, mama, sau tu? Era un număr, nu știu cine e. Deci... A, B, C, D. Și să răspundeți aici și dați să răspund. Și până la urechi. Alo, da. Păi, am avut... tu ai fost așa, nu știam, eram un apel și nu știam cine. Bun, da. Bine, așa e. Bun, bine. Nu mai am acum timp că sunt în proiecție matematică. Da. Deci sunt scrise mesaje, numai trebuie să apeți pe terminat, nu știu ce. Da. A, ce, de, e, e, e. Așa. Puteam că rămână și nu știam să... Așa. A, B, C, D, E, F, G, H. Este hexagonul. Și trebuie să calculăm D, E plus C, D plus 3, A, O.
Deci D e plus minus CD minus CD CD așa. D e minus CD plus de 3 ori AO. Dar asta nu înseamnă că trebuie să calculăm fără vectori, că eu de da, trebuie, nu. A O. Vector. A O. Că de-aia suntem la vectori. La vectori suntem. Deci trebuie calculat suma asta, DE minus CD. Păi DE este egal cu D, este egal cu CD, pentru că este hexagon. DE egal cu? CD. Ca vector nu, că, ca îl mărim. De DE ce nu și ca vector? Păi doi vectori sunt egali când au aceeași mărime, direcție și sens. Au aceeași mărime, au aceeași sens. Și direcția sunt diferite. Direcția asta cu direcția asta. Ah, corect, corect. Direcțiile sunt dreptele paralele, dreptele suport, pentru că drepturile paralele, deci sunt diferite. Corect. Atunci știm că AB e paralel cu DE. Am putea calcula DE minus CD. Puneți-o în mijloc. O, da. DE minus CD. CD, da? De, așa este scris. DE minus CD, mi-ai spus, da? Da. Cu cine este egal DE minus CD? Cu 0. De unde știi? Pentru că sunt egale DE cu CD. Iar nu sunt egale. Ca deci vector, ca vector. Dar îți întrebam ca vector. Nu? Păi nu. Ca vector. Vectorial. Tot e vector am înțeles. Și DE minus CD. Da. Deci în triunghiul CD e egal cu CD. Deci CD e, așa, da. Și DE minus CD. CD plus DE egal cu CE. Deci CD plus DE, hai să schimbăm asta, da? Da. CD plus DE este egal cu CE. Da. E vorba de neurat în... Corect. Egal cu CE. Dar noi avem DE. DE minus CD. DE minus CD. Păi și cum era aia? Era DE minus CD. Adică... Cum era scăderea? Deci dacă... Deci noi avem DE minus CD. Hai să-l vedem pe CD. CD, vectorul ăsta, dus în vârful, în originea lui D. Și atunci, ce înseamnă? Că mai scriu încă o dată, mai duc încă o dată, uite, îl vezi, îl mai duc încă o dată, în loc de CD, pot să spun D, de M. Deci CD minus D, M. În loc să spun DE minus CD, pot spun DE minus M, E. Și DE minus M, E, DE minus M, E este acesta, este M, E. Deci DE minus DM. Deci în loc de CD minus CD, hai să zicem așa, egal cu DE minus DM. Că DM este cât CD. CD sau DM este același vector. Deci ca o aceeași mărime, aceeași direcție, așa se sens. Așa. Și atunci am dus aici. Unghiul ăsta știu câte grade are, nu? Dacă vrei să ne amintim. Deci 120. Ăsta așa în prelungire cât este acum? 60. 60. Și triunghiul ăsta ce fel de triunghi trebuie să fie? It's a E chiar e echilateral, că toate laturile sunt egale, da? Deci, D e minus D, M, mi-a dat M, E. M, E. Ca... Deci acolo D, C, dacă vrei să scrii D, M plus M, E, poți să scrii așa, ca să înțelegi mai bine. D, M plus M, E. D, M plus M, E face D, E. Corect. Egal cu D, E. Acum, DE, DE, minus DM,
Este egal cu mâine. E clar, nu? Da, da. De aici vine. Deci, e practic... C de minus DE. C de... Nu, DE minus CD. DE minus CD e ce? EEC, nu? Deci DE minus CD este mâie. Da, acum... Deci în loc de CD l-am pus pe DM. Și acum să ne întoarcem. Și atunci spunem așa, CD minus... DE minus CD este mâie. Adică mi-a adăugat un punct. Și eu dacă nu știam să dau punctul ăsta, nu era egal cu EC? Cum să fie cu egal? Egal cu E? Ce? E ce? E ce ăsta, așa? Da. E cu totul și cu totul altul. Păi cu totul și cu totul altul. Deci, mâie, mâce, așa, mâie, sau ce e, sau e ce, este alt vector. Da? Deci, eu am spus așa, că scăderea, dacă vrei scăderea între D, E și C, D. Și D, așa era, D, E minus C, D. D, E minus C, D, îl poți duce și pe ăsta, în partea asta, și este ăsta de aici. Ați spus scăderea, mama, de-aia ți-a făcut un profesor. Deci vreau să D, E minus C, D aici, mă duc în triunghiul ăsta în prelungire, și este vectorul ăsta, care e cât ăsta? Tot cum e mâie. Tot cum e mâie. Da? Deci, ca rezultat al scăderii de E minus CD, am ajuns la mâie sau vectorul ăsta? Mâie, că tot l-am făcut și ciurul ăsta. L-am făcut în partea aia, tot acolo. Este triunghiul ăsta echilateral. Este clar că laturile și astea toate sunt egale, datorită faptului că sunt triunghiul și aici egale. Deci trebuie să-l vedem clar așa. Am pe mâie. Acum la mâie trebuie să adaug de 3 ori AO. AO. AO este vectorul acesta. Aveți, trebuie să vedem dacă AO, deci construcția deci așa vin paralele și AO este asta. OE, vă gândiți, nu? Deci A, O, E ar veni la atunci, da. Că ăsta e un dreptunghi aici. Exact. Da? A, și O, o E. Așa ar trebui. Da. Deci O aici trebuie să vedem exact. Aia, da? Și de două ori A, O ar fi ăsta de trei ori A, O. Zici. Deci trei ori A, O înseamnă așa, mă duc încă o dată. Încă o dată. Și a venit în punctul E, da? Da. În punctul E de două ori A, O. Deci în punctul E de două ori și încă o dată cât raza, dar raza la hexagon este aceeași cât latura hexagonului. Totdeauna la hexagon. Deci, practic, când zic A de trei ori A, O, este vectorul ăsta. Și ăsta acum ar trebui să-l duc în... Noi vrem să-l apropiem de mâie, pentru că aici am ajuns, nu? Nu trebuie să fim pe acolo. Deci pe mâie am ajuns. Exact. Alam. Și acum mâie ăsta pot să fie, îl aduc aici, să-l duc și fac adunarea asta. Nu? Să-l duc pe ăsta, să-l duc în capătul ăsta și fac adunarea. Și atunci trebuie să vedem așa ar veni vectorul ăsta. Uite-mi eu. M1 E1. Și de pe 3 ori A, O plus M, E, ar veni de M, A, M1 plus M1, E1. Da, pentru că e clar, pentru ea să fie clar. Deci, noi am luat M, D, vectorul M, D, combinând cu vectorul C, D. M, M, D cu C, D. Și numai că M, D, este opusul lui, sau este cât CD și scăzut. Vezi că așa am zis, că e DE, DE scăzut, CD. Atunci o să avem că ED, adică nu, aici cu DE minus CD, DE minus CD. Deci nu-i clar acolo, domnule. Hai să mai insistăm mai și. Deci, să spunem încă o dată, că DM, DM plus ME, D, M plus M, E face D, E. Și de aici, D, E
minus... De acolo îmi scoateți, aici e da. De DE minus cine? D, M. Facem cu E. Da. Bun. Și acum, eu am DE așa aici, ca de vector. De ce face E, M și nu M, E? D, E minus D, M. Face... E, M sau M, E? Păi, hai să vedem o dată. Eu am plecat din D și mă duc pe M, D, M. Plus mă e, mă e, nu e mă. D, M plus mă e, face D, E. D, M plus mă e, face D, E. Și acum D, E minus D, M, D, E minus D, M, face mă e, nu face E, mă. Mă e. Deci D, E minus D, M, face mă e. Din motivul ăsta. Și CD-ul de aici, CD-ul de la C la D este cât D, M. Nu mai făcut o dată lucrurile ca să poată să facă scăderea aia. El este coliniat, dar și l-am dus pe CD, l-am dus exact în vârful D ca să pot face scăderea. Exact. Și ca rezultat mi-a dat mâie. Deci am deodată că relația pe care trebuie să o fac este mâieul ăsta plus de 3 ori, A. Aici am ajuns. Acum, de 3 ori A, O, suntem într-un hexagon. Așa, laturile sunt cât raza, știm asta. Și așa, ăsta este un dreptunghi. Da? Și asta, diagonala adusă. Ce e un dreptunghi? A, D, E, H. Bă, este un dreptunghi. Mai înseamnă așa, din da. Cele două trapeze, de o parte și asta, dreptunghiul. Și A, O, D, A, O, E sunt coliniare. Și de trei ori A, O, înseamnă că m-am dus A, M, 1. Adică am dus de două ori. O dată și încă o dată în hexagon sau n-am mai lungit o dată? Și m-am dus de o dată cu mărimea asta E, O sau E, M. Tot una este, că într-un hexagon, latura e cât rază. Păi nu puteți să ne folosim de asta? Ne folosim de toate rezultatele astea, că nici eu am răspuns hexagon. Bun, deci am prelungit AO. Am prelungit AO ca să am de 3 ori AO. Da, până punctul M. Am AO o dată, de 2 ori, de 3 ori. Până punctul M, nu știu după. Și acum am de 3 ori AO, care înseamnă AM1, vectorul AM1, așa, plus vectorul M1, E unul care este mâie. Deci mâie, vectorul de aici, produsul mâie 1, care este mâie 1 și aceeași care primi. Este egal, nu? Miruna, este mâie cât mâie 1 e 1 la mat. Echipolent. Este vectorul echipolent, așa este. Da. Și rezultatul de 3 ori ăsta plus mâie 1 e 1 este vectorul A, A e 1. A, E1. Așa că, în clipa asta avem de făcut următorul lucru. Deci ăsta, ca rezultat, hai să spunem, la punctul A, DE minus CD, să ne apucăm să redactăm, plus de 3 ori AO, este egal cu... A, E1. Egal cu, dar să lucrăm. Facem să fie înțeles. Egal cu DE minus minus DM și să spunem că l-am luat pe CD egal chiar cu vectorul DM echipolent, nu? Da. Hai să spunem echipolent. Nu echipolent, echipolent. Când doi vectori sunt echipolent? Au aceeași mărime, direcție și sens. Da? Ce da, cum ar fi? Da, deci și sunt echipolezi dacă sunt egali. Și cum ei sunt egali, e clar că am zis aici de M egal cu D, E. CD egal cu D, M. Și în continuare, plus de 3 ori. De 3 ori A, O. Și egal acum. D, minus D, M, am zis că este M, E. Așa. D, E minus D, M este M, E.
Și... de 3 ori A, O, I, A, E, M. Minus de 3 ori A, O, M, E, 1, da? Nu, doar M, E. M, E, da? Și plus de 3 ori A, O, înseamnă... A, E, M, acum, dacă vreți. Așa, care face de 3 ori... de 3 ori... A, E, M. Nu de 3 ori, A, E, M. Plus A, E, M. Tocmai A e 1, de 3 ori A, O este A e 1. A e 1, nu? Pe calcul A e 1. Face A e 1. Pe A e 1 ăsta nu trebuie să-l aflăm? Ei, trebuie să-l aflăm pe A e 1 ăsta. Aici, nefăcând de o figură corectă, nu știu foarte bine dacă trece prin F, ca să am clar... Dar fătul mie numai dacă ai făcut în hexagonul corect. Deci, un hexagonul trebuie făcut perfect. Ca să vedem, vedeți, aici trebuie să apară ce fel de triunghi ăsta de aici. Trebuie să apară triunghi echilateral aici, uh-huh. În prelungim. Încât D, S, ca mărime să fie cât M, cât C, cât D, M. Sigur, acolo A, O și E trece prin E, sigur. Asta e... nu încape discuții. Da. Chiar dacă pe figura noastră nu este asta. Dar știm că așa trebuie să fie. Și... Dacă l-ai făcut corect, hexagonul îți este, dacă nu, nu. Da, deci trebuia făcut... Noi avem ustensile, da? Avem ustensile și nu am folosit asta. Facem un alt hexagon? Facem un alt hexagon ca să fim... Știi, ca să vedem dacă se vine, că nici ea nu a făcut un alt ustensile. Am făcut corect? Da. O să avem argumente clare asupra... Problema. Ia, 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 așa, și ce e unul? Asta e unul. Și la cine te apare? Care era pe unul? Nu că trebuie să mă notați. Dar nu știu care e eu aia. După ce la eu odată. Asta. Aia e eu, am zis. Prin? Prin asta, prin unul. Știați. Deci este cam așa. Și acum și ouă, vedeți cum îl dați, că aveți acolo la punghi. Așa. Deci apare... Înainte să-i fie de bună lumea, exact. Sfără. Și am zis, parcă de aici am început noi, A, nu? Uh-huh. A, D, C, D. Nu, cred că a început parte. Mai jos, A, A, B, C, D, E și F. Și am avut D, E, da? Da, minus C, D. E minus C, D. Și am dus aici, în prelungire. Exact, ok. Dar DE minus CD, uite așa de una. CD și cu ăsta, astea sunt paralele. Asta e figura trapez și astea paralele cu asta. Și acum în loc să zic CD minus DE minus CD, minus ăsta. Adică. DE, DE, vezi, dacă vedem figura făcută, DE minus... DE... A, minus CD. Deci D e minus CD, nu de CD, l-am pus aici. Puneți-o. Așa. Să fac cu aceeași culoare. Dar puneți-o în mijloc. O.
Bine. Uite, Mirna, asta este. Am văzut. Într-o heșagă, raza e corect, e latura. Așa, și am spus acum. Și acum scrie duo, nu? Le zicem, ce? Nu, de-e. De-e. Minus. Minus. Ce de? Egal cu? Egal cu de-e. Minus o-e. Minus o-e. Și de-e minus o-e cu cine e egal? Ia să vedem. De-e. 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 Minus o-e. Minus o-e. Este o-de? Sau duo. Sau duo. Aici nu știi, corect. Nu? Știi foarte bine. Hai să zicem așa. De la D la E, înseamnă D O plus O E. Da? De la D la E, D E, egal cu D O plus O E. D E minus O E, și atunci D E minus O E, egal cu D O. Egal cu D O. Gata, am năurit-o. Deci este D O. Rezultatul scăderea și este D8. Nu trebuie să mai construim. Da? Nu trebuia să construim în exterior, ci am văzut aici. Vedeți figura că e făcută corect, te duce foarte bine. Așa, asta este D-E. Minus O-E. Și acum, la ăsta, trebuie să mă duc de 3 ori A-O. De 3 ori A-O. Înseamnă o dată, încă o dată și încă o dată, nu? Și minus o dată. Și minus ăsta. E două ori au. Dacă este, rămâne de două ori au. Și de păi nu de știm că au plus o de plus... Păi au de trei ori au înseamnă au plus au plus au. Înseamnă au de două ori au. Plus o de, pot să zic. Corect. Ca vector? Da, sigur. Păi ca vector, ați zis, dacă știm mai mult, nu putem zice că e vector. Aici vă și acea semplicioși. Avem de toate aici. Sigur că da. Deci, acum hai să scriem relația. Începem să mai zice. Da. Ștergem asta? Că... Ștergem, da. Acum ne-am lăburit mult mai bine. Da. Deci, cum o să spunem? De e minus ce de plus de 3 ori a o este egal cu de e minus în paranteză spunem că ce de este cât o e, da? Ce de vectorul ce de egal, da. Egal cu o e în sensul acela că sunt de același modul, au aceeași direcție, da, au același sens. Și atunci, voi continua egal cu de e minus o e. De e minus o e. E. Și plus de 3 ori a o. Și egal cu? Egal cu? D o, că am făcut scăderea. Da. D o. Plus a o. Plus de 2 ori a o. Dar D-O plus A-O, D-O plus A-O, eu pot să spun loc de plus A-O plus O-D. Deci egal cu O-D plus, nu, D-O, D-O este, D-O plus, în loc de A-O, pot să spun O-D plus O-D. Plus de 2 ori A, O. Dar D, O plus O, D. E vectorul? Nu. Asta a fost un mic. Da? Așa. Da? Și deci faci de 2 ori A, O. Corect. Și clar? Da. Deci răspunsul aici e calcul de 2 ori A, O. Adică dacă ar fi un corp asupra căruia lucrează aceste forțe, e ca și cum de corpul respectiv s-ar
trage de două ori a O. Corect. Atâta. El se deplasează după direcția lui a O. Asta e rezultanta acțiunii, urma acțiunii celor trei vectori, parcă sunt aici, nu? Da, de ce, de și cu a O. Da? Deci așa, așa ar trebui să vedem lucrurile. Vedem lucrurile, clar. Bun. B. B. Avem. Exprimați da. AD. Exprimați pe AD funcții de AB și la F. A, D, F. Diagonal. Ăsta, ziceți... A, D. Așa. A, da. D. În funcție de A, B. Și A, F. Și A, F. Tot acolo. A, F. A, F. Așa. O întrebare. A, O plus O, B plus O, F. Putem să aflăm A, O. A, O plus... Plus O, B plus O, F. Plus O, B plus O, F. Cu cine e egal? De, ai nevoie de asta? Da. Da, vectorial. Deci A, O, plus O, B, plus O, F. Plus O, F. Păi, A, B. Nu, A, O. A, O, plus O, B. Ăla nu e A, B? Deci A, O, plus O, B este B, A. Da. Și B, A, plus O, F. Așa, da? Da. BA plus OF face de două ori OF sau de două ori AB. Și putem demonstra că AB vectorial egal cu OD? AB vectorial egal cu OD. OD. Păi nu sunt vectorii și ăștia egale. După aceea să ne demonstrăm. Unde te duci? Păi așa se duce că am scris pe AB în funcție de AO și OB. AB am zis că egal cu AO plus OB. A, B egal cu A, O plus O. A, O plus O, B. A, B. A, B egal cu A, O plus O, B. Am zis că A, F egal cu A, O plus O, F. A, O, B egal cu O. A, F. A, F. Egal cu A, O plus O, F. Da, noi pe A, D trebuie să le exprimăm. În funcție de A, B și pe A, F. Deci, lucrăm la A, D. Și, ca exprimare, trebuie să fie numai AB și AF, da? Da. Hai să mergem. Deci, AD egal. AD egal cu... deci, de la A la AO plus la D, înseamnă... AO plus OD. A... O plus O, D. Sau... Sau de două ori AO. Deci... Sau de două ori AO. Sau de două ori AO. Deci... AD înseamnă de două ori AO. Da? De două ori AO. Da. Sau mai poate să fie de două ori EF. OB și OF al vectorul. O, OB și OF. OF. Nu să mă fac suma lor vectorilor. Păi OB și OF fac nul. O O, B și cu OF, că sunt opuși. Deci aș fi spune 2A, nu? Deci în loc de A, D, am pus de două ori A, O, sau de două ori O, D. Cum vrem. Nu mai, nu sunt... acum, A, O ăsta, să-mi intre A, B. Păi, uite. A, O plus O, B, egal cu A, B. Deci A, O... Plus A, A, O, plus O, B. Așa, plus O, B, A, B. Deci, egal cu de două ori pe lângă A, O, înseamnă de la A la O, spun A, B plus B, O. Da. Îmi place A, B, simplu. Da. Egal cu A, B plus B, O, da? A, B plus B, O. Dar B, O este cât A, F.